Până la sfârșitul acestei săptămâni, în județul Mehedinți demarează campania gratuită de vaccinare antigripală. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică vor primi în prima tranșă 2970 de doze. Fiolele urmează să fie livrate în perioada imediat următoare pentru a putea fi împărțite medicilor de familie și spitalelor. În funcție de cereri și de nevoile identificate, se va solicita suplimentarea cantității de vaccin. Pentru buna desfășurare a campaniei de vaccinare antigripală sezonieră din sezonul rece 2014-2015, Ministerul Sănătății ne-a informat că începând cu data de 18 s-a stabilit distribuția vaccinului antigripal către județe. În cursul zilei de mâine, Direcția de Sănătate Publică se va deplasa la București și vom intra în posesia vaccinului, urmând ca de poi mâine să începem distribuția vaccinului către persoanele vaccinatoare. Vaccinarea se va realiza prin cabinetele medicilor de familie și prin unitățile sanitare cu paturi. În cadrul campaniei de vaccinare vor fi imunizate cu prioritate câteva categorii de persoane. Pacienții trebuie să-și facă o programare la medicul de familie. Când apare sezonul, să ne vaccinăm împotriva acestor viroze, este vaccinul antigripal, care se face cu tulpini de la gripa care a fost anul cu un an anterior, a creat epidemii. Și acesta se face mai ales persoanelor la risc crescut de îmbolnăvire, cel puțin prin programele naționale de sănătate, de imunizări, la persoanele peste 65 de ani, la copii, la personalul obligatoriu care lucrează în instituțiile medicale sau de ocrotire sau cu persoane instituționalizate, tuturor persoanelor bolnave de boli cronice. La nivel național, dozele de vaccin antigripal comandate anul acesta sunt în număr de 500.000, cu jumătate mai puțin decât anul trecut. Medicii reamintesc, păstrarea regulilor de igienă personală, în special spălatul pe mâini cu apă și săpun, reprezintă una din metodele cele mai eficiente de prevenire a îmbolnăvirilor. Ei atrag atenția cadrelor didactice și părinților să îndrume copiii în acest sens.